Salut! În lecția de față vom vorbi despre straturi. Straturile pot fi de mai multe feluri, așa cum am definit în partea teoretică, pot fi de tip vector sau de tip imagine, dar pot fi și în funcție de locul în care sunt stocate, offline sau online. Straturile se regăsesc în fereastra layers. Ele pot fi organizate în grupuri, pot fi redenumite, pot fi structurate sau filtrate. Straturile reprezintă corpul principal al proiectului GIS. Pentru că în urma stilizării și combinării acestora vor ieși cele mai importante produse ale unui proiect GIS, și anume hărțile. Pentru straturile vectoriale, QGIS folosește biblioteca OGR, care ne dă posibilitatea să deschidem nu numai fișiere de tip vector, de tip shapefile, cele mai cunoscute, dar și fișiere de tip MapInfo, MicroStation sau baze de date stocate în AutoCAD, PostGIS, SpatialLight, MSQL și multe altele. Pentru a putea înțelege mai bine cum anume sunt structurate straturile și ce putem face cu ele, vom deschide câteva straturi. Pentru a deschide un strat, cel mai ușor este să folosim acest buton, care se regăsește în partea din stânga, se numește Open Data Source Manager. Odată ce îl deschid, am opțiunea să deschid mai multe tipuri de straturi, de tip vector, de tip raster, dar și multe altele, în care putem interacționa odată ce devenim mai avansați. O ușurință în identificarea unui strat, chiar dacă nu știm ce tip este, este să mergem direct prin browser. O să vă rog acum să mergeți prin browser și să navigați către locul în care ați salvat datele pe care le-ați primit, și anume în primul modul, în exemple date în vector. Da? Și aici avem trei tipuri de date de tip shapefile, și anume geolinii drumuri, geopoli parcelar și geopuncte boane. Adică cât un tip de primitivă grafică pentru datele vectoriale. Ca să pot să deschid un strat, efectiv o să dau dublu click pe fiecare strat și ce se va întâmpla, în partea din stânga vor apărea straturi respective în meniul Layers. O să închid acum Data Source Manager și o să văd că în partea centrală a hărții se vor desena straturile respective. Ce pot face cu aceste straturi? Păi pot interacționa. După cum ziceam, aceste straturi pot fi reorganizate. Efectiv, dacă trag de ele, ele își schimbă poziția atât în layers, cât și în partea de desen din zona hărții. Vedeți acum, parcelarul, fiind un poligon, acoperă celelalte două straturi și nu le pot vedea. Astfel că poligoanele, de obicei, trebuie desenate în partea de jos, apoi revenind liniile și apoi punctele. Spuneam că straturile pot fi grupate în mai multe moduri, și anume cu butonul control de la tastatură pot selecta toate cele trei straturi. Și la un click dreapta există butonul Group, Group Selected. Când voi face Group Selected, se creează un grup cu denumire genică, grup 1, și aici pot să zic denumirea grupului, să zicem date silvice. Da? Acest grup, deja când îl pot activa și dezactiva în integralitatea sa, și
mă ajută foarte mult să structurez mai bine informația. Bun. Haideți să vedem. Staturile vectoriale putem interveni asupra lor, cel puțin în prima fază, prin meniul de proprietăți. Și anume, dacă vreau să interacționez cu geopolip acela, va trebui să dau un clic dreapta pe el, în zona de layers, și apoi să mă duc pe properties. Odată ce ajung pe properties, îmi apare fereastra de proprietăți a întregului strat vectorial. Acum există mai multe opțiuni prin care o să trecem pentru a putea să ne definim anumite caracteristici ale stratului în cauză. Ca și începător, e bine să pornești de la două elemente importante, și anume partea de simbologie și partea de etichetă. Da? Deci la simbology și la labels. Dacă este să ne uităm pe partea de simbologie, este predefinit de către aplicația QGIS ca un strat de tip poligon ca cel de față să fie colorat după forma single symbol. Adică toate poligoanele din cadrul geopolip acela să conțină aceeași culoare. Dacă vreau să schimb culoarea respectivă sau anumite elemente, o pot face prin mai multe moduri. Cel mai simplu este să-mi aleg din zona aceasta o simbolistică predefinită. Nu trebuie să mai muncesc deloc la ea. Îmi apare aici la favorite. Dacă vreau, pot să pun toate simbolurile și să-mi caut ceva ce îmi place sau ceva care îmi îndeplinește scopul dorit. Da? Dacă e să aleg o outline green, ce se va întâmpla? O să văd în partea din dreapta sus o căsuță cu un fel de preview în care o să-mi arate cum anume va arăta parcelarul meu. O să dau OK. Odată ce am dat OK, observ că toate poligoanele au devenit goale pe dinăuntru și cu o linie verde îngroșată. Mă duc înapoi la geopoli parcial, clic dreapta, Properties, Symbology și pot să îmi editez mult mai ușor simbolul respectiv. De exemplu, dacă vreau să mă duc aici și să fac o hașură, în interiorul, când dau click în zona de sub single symbol, îmi pot schimba atât marginea, să zicem că vreau să fac mai subțire, cât și pattern fill. De exemplu, am aici niște linii înclinate la 135 de grade. Acestea le pot înclina la 25 de grade, cu un spacing mult mai mare și la fel și cu un offset. Le pot face atât în milimetri, care nu sunt influențați de scara proiectului, cât și metri la scară dacă vreau să am o interdependență cu scara respectivă. Da? Pot schimba culoarea liniei din interior, să zicem că liniile vreau să fie de culoare verde și apăs OK și mă uit să văd dacă sunt mulțumit de rezultat. E clar că aceasta este cea mai simplă opțiune de desen, și anume single symbol. Reintru în partea de layer properties, simbologii. Pot să intru mult mai repede în proprietățile unui vector. În loc de click dreapta și properties, pot să mă duc și să dau de două ori click stânga. Și atunci aplicația mă va duce direct în ultimul tab rămas. Haideți să explorăm alte opțiuni în loc de single symbol și avem aici Categorize. Dacă mergem pe Categorize,
Aici aplicația ne dă opțiunea să colorăm un vector după o anumită categorie care este stocată într-un câmp. Vedeți, odată ce am schimbat pe categorize, mi-apare la column, mi-apare gol. Asta înseamnă că eu mă pot duce acum în partea de coloană și să-mi aleg coloana după care vreau să colorez stratul respectiv. De exemplu, aș putea să îmi colorez după clasa de producție, stocată în coloana CLP. Asta ar trebui să știu în prealabil. Mă duc, îmi setez coloana CLP, iar aici la simbol, în loc să am hașură, aș putea, atenție dacă vi se deschide simbol selector așa, este din cauza rezoluției, deci efectiv trebuie să înmăresc, vedeți, mă duc cu mouse-ul în zona de margine și îmi pot mări astfel încât să-mi schimb în ceva mai simplu. Să zicem că o să-mi iau un simple fill, green, de OK. Aici la color ramp sunt întrebat următoarele clase, în funcție de clasa de producție, cum vor fi colorate. Pot fi colorate random sau pot să optez după o anumită gamă, un anumit spectru. De exemplu, pot alege spectral de la roșu la albastru și ultima fază va trebui să apăs pe classify. Bun. Ce face aplicația? Aplicația identifică în câmpul CLP, în coloana CLP, toate valorile din cadrul unității mele de producție. Se pare că în cazul de față nu avem clasa de producție a 1 și a 5 și există și poligoane care au clasa de producție 0, adică nu conțin elemente despre arboret. By default, da, din fabrică, să zic așa, aplicația QGIS mai creează un câmp, un simbol care nu are nicio valoare, tocmai pentru a evita erorile de creare a unui poligon nou fără niciun cod. Haideți să vedem ce a ieșit. O să mă apăs pe OK și o să văd că dintr-o dată geopoliparcelar a ajuns să se coloreze în funcție de clasa de producție. Acum nu este foarte intuitiv ce este aici, 0, 2, 3, 4, în această legendă și poate că nici geopoliparcelar nu este foarte intuitiv. Aș putea să schimb aici cu totul și să zic că în loc de geopoliparcelar să dau un click dreapta și să mă uit după opțiunea de rename layer. Și anume să scriu aici parcelar, clasă de producție. Da? Dacă am greșit, am uitat să pun, mai duc o dată și scriu clasă de producție. Bun. Acum, partea frumoasă la nivel de straturi o reprezintă faptul că odată ce mi-am colorat parcelarul, poligonul după anumite elemente, pot face o filtrare vizuală și anume îmi pot debifa, de exemplu, clasele 0, 3 și 4 și să rămân numai cu acele poligoane care au clasa de producție 2. Da? Sau să bifez numai acele poligoane care au o clasă de producție definită. Bun. Revin la partea de proprietăți și mă pot uita că există o altă opțiune, aceasta se numește Graduated, care ce o să facă? O să coloreze după un anumit câmp, în funcție de o statistică, în funcție de distribuția statistică a datelor din coloana respectivă, folosind histograma acestor.
mai concret. Dacă mă duc aici la column, o să observ că pot folosi numai anumite câmpuri, și anume acele câmpuri care stochează date sub formă de date de tip real. Da? De exemplu, aș putea alege TA, care este vârsta. Simbolul pot să îl păstrez la fel. Și aici să-i dau din nou Classify. Ce să fac în faza aceasta? Mi-a analizat toate datele pe care le am în UP-ul acesta. Se pare că am vârste de la 0 până la 140 de ani. Și pe baza opțiunilor pe care le-am setat aici, am putut realiza o distribuție pe 5 clase equal interval. Dacă vreau să am clase egale, pot altceva decât să măresc clasele până când să ajung la, dacă am 140 de ani, 7 clase sunt suficiente încât să îngrupeze de la 0 la 20, 20, 40 și așa mai departe. La partea de color ramp, în loc de 0 la roșu, aș putea veni cu un random, dar dacă nu îmi place, pot oricând să mă duc să schimb de la all color ramps ce anume cred că ar fi de folos. De exemplu, o să folosesc de la mov la verde, mov cele mai tinere, iar verde închis cele mai bătrâne. O să apăs OK. Ce se întâmplă? Păi s-a întâmplat ca acest strat parțial al clasă de producție să se clasifice după vârsta actuală. Acum, odată ce am schimbat după vârsta actuală, pot oricând să revin, să zic, da, nu mai am clasă de producție, deci nu mai își are sensul cu simbologia. Să scriu aici vârsta actuală. Bun. O altă opțiune importantă la nivel de straturi o reprezintă. E clar că aici mai sunt și anumite modalități de reprezentare, dar acestea sunt cele mai auzitate, cel puțin în partea de silvicultură. Există o a patra opțiune destul de interesantă, ea se numește rule-based, dar este mai mult pentru avansat, și anume clasele respective pot fi editate folosind un filtru mult mai avansat. De exemplu, vedeți că aici am o opțiune care este formula în care îmi filtrează anumit element. Dar acest lucru o să facem într-o lecție viitoare, când vom fi mai avansați. Da? Bun. Revenim. La fel de important ca simbologia, o reprezintă și meniul de labels. Labels îmi oferă posibilitatea de a eticheta fiecare poligon având mai multe opțiuni. După cum puteți vedea, poate avea single labels, rule-based labeling și blocking. Dacă mă duc la single labels, am câteva elemente pe care trebuie să le îndeplinesc în prima fază pentru a afișa o etichetă. Cel mai important este acesta, label width. Aplicația are nevoie să știe de unde anume citește eticheta ca să o poată afișa în ecran. Da? Dacă apăs pe acest triunghiuleț, o să-mi deruleze lista cu toate coloanele pe care le conține tabela de atribute a vectorului respectiv. Da? Drept urmare, cel mai logic este să afișez câmpul UA, da? Unitatea menajistică. O să apăs un OK și ce face aplicația? Îmi citește din câmpul UA și mi-afișează denumirea unității amenajistice.
Acesta este cel mai simplu mod de a reprezenta o etichetă. Dacă este să revenim la Properties, în Labels, există mult mai multe opțiuni pentru a afișa aceste etichete. În primul și primul rând, în partea de text, aici putem schimba stilul, inclusiv fontul, da? Deci aici se poate folosi un font special, le pot face bold, le pot face subliniate, pot schimba mărimea, deocamdată aceasta poate fi afișată atât în puncte cât și în unități de măsură sau în metri la scară, pot schimba culoarea, da? Pot să îi impun o spațiere, da? De exemplu, dacă vreau să afișeze etichetele spațiate la o anumită distanță, efectiv, din zona de aici, dintre letters, o să pot să pun cât de mult și acesta se spațiază. Înțeles că această spațiere este bună, mai ales când vreau să afișez, de exemplu, vecini. Cel mai important element din toată această din toate aceste opțiuni ale etichetelor reprezintă bufferul. Bufferul este de fapt poate fi dispus ca o altă culoare, tocmai pentru a crea contrast, și înconjoară scrisul din etichetă. De exemplu, dacă voi schimba de aici din alb, o să-l fac în galben, în partea de text, sample, o să-mi afișeze cum anume va fi afișată denumirea subparcelei. Da? Dacă apăs OK, o să observ că toate etichetele au fost afișate cu acest buffer. Revenim la partea de properties. În afară de acest lucru, mai există partea de background, da? Dacă vreau ca în jurul scrisului să mai afișeze și ceva, un pătrat, un dreptunghi sau un cerc, efectiv îmi pot afișa în spatele acestea. Sau la meniul Shadow, dacă bifez Draw Drop Shadow, o să mi afișeze inclusiv o umbră, da? Vedeți, am aici background, pot să le bifez și am aici shadow și mi-arată cum anume o să mi-arate totul. Partea de placement este foarte interesantă. În prima fază, eticheta va fi afișată în jurul centroidului poligonului, dar în anumite situații se poate opta pentru alte opțiuni, de exemplu free, care, spus să zice și în paranteză că este slow, în sensul că dacă am foarte multe etichete, o să mă încarc foarte, foarte mult calculatorul, puterea de procesare. Da? Dar o să vedeți cam ce înseamnă, dacă dau pe free, o să încerce să-mi afișeze toate etichetele în centru, dar în poziția cea mai bună, ne ținând cont de poziția de direcția nodului. Durează mai mult până să-mi afișeze toate etichetele, deci mare grijă, mai ales când vreau să afișez foarte, foarte multe etichete. Revin, de aceea Round Centroid este opțiunea cea mai bună. Ce trebuie știut, că acesta poate fi mutat la distanță anume și centroidul poate fi calculat pentru poligonul vizibil sau pentru tot poligonul, inclusiv putem forța ca etichetele să rămână în poligon. În ultima fază există și partea de rendering. Rendering nu face altceva decât să îmi dea mai multe opțiuni legate de cum anume să fie desenate etichetele. Cea mai importantă ar fi acest Scale Dependent Visibility.
în care, dacă lucrez cu foarte, foarte multe etichete, va trebui, îmi pot seta ca acestea să apară numai de la o anumită scară. Da? Vedeți, am pus 20.000, deci ele vor apărea numai de la 20.000 când mă duc sub 20.000 să nu mai apară, dar și invers, adică hai să pun 0 și hai să zic să fie de la 20.000. Da? Asta înseamnă că atunci când voi depăși 20.000, da? 25.000 nu mai e, 10.000 trebuie să-mi apară. Da? Sunt anumite oportunități pe care le putem folosi, la fel în funcție de scală sau în funcție de pixel. Acestea sunt cele mai importante elemente cu care lucrăm la nivel de straturi. În afară de afișare și de cum anume le pot grupa aceste straturi, bineînțeles că acum și pentru linii și pentru puncte condițiile sunt similare. Există un lucru la fel de important din meniul de layers, și anume, pe lângă partea de properties, de aici îmi pot deschide inclusiv tabela de atribute a statului respectiv. Deci aici pot vedea toate datele care sunt stocate în hartă. Deci dacă dau click dreapta Open Attribute Table, o să-mi apară în partea fie ca fereastră liberă la început. Așa. Fie dacă vreau pot să o mut, să o bag aici în doc attribute table. Vă recomand ca acest lucru să fie făcut, dar dacă vreau să o mișc, nu este nicio problemă. Dar odată ce o am în zona de doc attribute table, ea devine parte integrantă a hărții. Da? Aici este tabela de atribute. Tabelă care îmi arată toate informațiile cu care voi lucra. Vă voi spune mai multe despre tabela de atribute într-o lecție viitoare. Tot aici din meniul de layers există și partea de filter. Filter nu face altceva decât să mă ajute să-mi filtrez anumite elemente folosind niște funcții specifice. Vom avea o lecție dedicată pentru filter, dar numai ca idee, acest Query Builder se bazează pe niște operatori și pe câmpurile respective pe care le am în tabela de atribute. De exemplu, dacă vreau să-mi afișeze numai câmpurile care îndeplinesc o anumită vârstă, mă uit aici în partea de tabela de atribute și văd că am 470 de feature-uri. Îmi le pot filtra în felul următor, și anume să zic TA, odată ce am dat dublu click, îmi apare în expresie. Dacă am click pe TA și dau click pe All, o să mi afișeze toate datele care sunt stocate, toate sample-urile de valori care sunt stocate în tabela mea de atribute, și să zic așa că vreau să mi afișeze toate înregistrările mai mari sau egale decât vârsta de 50 de ani. Da? Dacă urmărim un pic aici la total 470, dacă se dă un test, deci așa, they were close, return 240 rows. Deci din cele 470 de elemente, numai 240 îndeplinesc această condiție. Da? Odată ce
Și am făcut lucrul ăsta, dar trebuie să închid și mai deschid o dată tabela de atribute. O să văd că acum, în loc de 240, în loc de 470, au rămas numai 240. Sunt atenționat că există un filtru activ pe parcelal, pe acest vector, pentru că am aici o pâlnie care îmi zice lucrul ăsta, da? Pentru a elimina orice. Și bineînțeles că și în câmpul hărții, vedeți că sunt mai puține poligoane față de inițial. Pentru a putea șterge un filtru, efectiv mă duc la filter și am aici butonul de clear. Când îi dau clear și OK, îmi apar toate poligoanele. Va trebui să mai închid și să mai deschid o dată în funcție de Windows, la un moment dat s-ar putea să nu fie nevoie și să-mi apară tabela de atribute cu 470 de înregistrări.